vorbit de patriotism. Se poate vorbi în contextul mondializării și globalizării la care asistăm astăzi, se mai poate vorbi de patriotism? Credeți că tinerii mai înțeleg sau mai vor să înțeleagă ceva din acest cuvânt? Patriotism? Deși talpa țării crede, în partie. Să vine Patapievi și spune că nu, țara e o prostie, nu știu ce. Nu, acum. Iată ce fac învățați și literații. Da, nu știu. A spus ce așa? A spus de România. Nu știu. Era supărat. Patria, cum el a fost observat Alexandru de Patria, așa, da? Însă patria după mine, nu cred că poți vorbi serios despre patrie decât dacă ești în biserică. În afară bisericii, patria nu are niciun înțeles. Vorbești de țară, de stat, pentru cineva care nu are, cum să zic eu, filiație, care nu se referă, nu se raportează la un părinte, la un tată, și implicit și la, și la părinții lui, nu? Dice moși, rămoși, părinți. Deci, trebuie să ai tot filmul ăsta ca să simți ce e o patrie. Ormă, problema este să o ai, să o simți cu ea și să o slujești. Patria nu este ceva care este la poate să se... Ori o slujești, ori dacă nu o slujești, o trădești. Mai grămești. Mai grămești și cu unguri și cu oia și cu oia. Ce patru? Greșelile pleacă și la cei de mari, la cei de sus. Da, așa e. Însă... Cum e și cu Arteagul, cu ungurii. Vor județe, vor aia, vor aia. Și atunci, unde ați venit? Păi, unde da... Unde ajungem de unde am plecat? De la Austro-Ungaria, iar. Bun, asta e pentru nevrednicia noastră, să știți. De la cei de sus, ai noștri, cei mari. Numai cei mari și, în general, știți ce sunt? Care să se vândă. Au vândut țara, au vândut pământ, au terminat tot. A făcut-o noi. Da, adevărat, dar avem întreprinderi, nu mai avem. Avem șomeri, avem copii care nu avem unde să lucreze, n-au ce să mănânce. Da. Asta am ajuns. Și asta e o consecință a lipsei conștiinței de țară, să zicem, și de neam. Și asta vine dintr-o ieșire din biserică. În principiu nu poți să fii biserică cu adevărat și să îndori valorile astea. După cum și reciproc adevărat, dacă ești în afară, ai toate șansele să le ignori. Și atunci ubi bene, ubi patria. Și asta e o... Educația din școală lasă de dorit și a părinților. Dacă fetele astea au fost eliminate, merg la biserică, ai să spovedesc? Sunt creștini. Bine la biserică, acum în campanie, n-am văzut. Acum în campanie, ca să votăm. Lăsați-mi pe domnul Costion, că a înțeles mesajul, e corect, l-a înțeles, lăsați să răspundă și pe aceea, dacă mai sunt întrebări, nu, să continuăm. Deci asta e, dacă ești în biserică, trebuie să fii și în patrie. Și zice, spune Sfântul Apostol, avem undeva, slujirea noastră de aici este e oglindirea slujirii de sus. Deci nu poți să ai patrie aici dacă nu ai patrie cerească. Cu adevărat. Ai cum spun, ai stat, ai moșie, ai ceva în teritoriu cu cum să spun eu, cu bogății sau fără bogății, care îl aperi. De ce se bat? Nu, asta putem să extindem. Se bat acum în Ucraina. Acuie patria aia. Acuie, spuneți, la ucrainenilor, la rușilor, acuie. E un teritoriu pe care se bat. Nu e patria nimănui de acolo, mă așa. Așa, în termenul. Acelor care s-au născut acolo, cum nu e patria? Acelor care s-au născut acolo, e adevărat. Dar de ce se bat? Și strămoși, au biserici. Dar ce sunt aia? Ruși sau ucrainenii? Da, ruși. Nu, a fost mai mult. E foarte păcat. A zis bine, cei care nu merg la biserică n-au patrie. E conflict. N-au. În concluzie și în încheiere, pentru lumea de azi,
ce înseamnă Constantin Brâncoveanu, ca model concret, ce învață sau ce reține din viața lui, din sfârșitul lui, din mărturisirea sa, din mucenicia sa, lumea de azi, noi, cei de azi, cei de rând, tineri și bătrâni, ce reținem de la el? În viziunea dumneavoastră, ce credeți? Ce credeți că ne alegem concret din viața lui? Că o știm acum. Anul acesta, mai cu seamă, s-a tot vorbit și bine s-a făcut și e necesar chiar să se mai vorbească și să se mai scrie. Va trece anul acesta. De la anul încolo, cu ce vom rămâne din toate acestea? Să ne păstrăm credința. Copiii au fost adevărați creștini. Da, în final, sigur că este ca să... Asta m-am pus întrebarea înainte, acum după 89 nu mai mi-o pun, că nu mai e altfel trebuie pus înainte. Mă gândeam, dacă mă scoate în piața publică și mi-ar zice exact așa, trebuie să mă gândesc la Brâncoveanu aici. Că asta se spune, trebuie să mărturisești până și cu viața. Aș rezista sau nu? Și probabil că mult dintre noi, în cazul, omul în situații extreme este capabil de lucruri care nu crede că este capabil de la. Probabil că foarte mulți ar... Știți acum în Rusia câți au murit pentru credință? Milioane pentru credință. Nu zic că le-am omorât că erau așa, dar astea care au mărturisit sau și la noi. Rămânem cu asta, că trebuie să mărturisești credința cum la capăt, dar asta, cum să spun eu, e un fel de a spune și am plecat. Până să mărturisești, nu te trezești mărturisind așa, nu e chiar așa ușor, trebuie să trăiești în timp credință, să-i simți valorile, să aderi aia, să o asumi. Și asta înseamnă foarte mult exercițiu de comunicare cu Dumnezeu, dar că vorbim cu Dumnezeu în biserică și să știi care sunt valorile bisericii. Cum spun eu, deci el nu s-a trezit deodată, până atunci a fost, se putea și așa, în casă, și a fost un bețiv, un desfrânat, un cheltuitor și deodată totuși la sfârșit s-a trezit și a făcut la el. Este o educație a întregii vieți. De la pruncia de copil orfan, crescând, văzând moștiile, văzând cum se întâmplă lucrurile, văzând scripturile, văzând moștenirea de el mândru de moștenirea lui. Deci n-a zis, Doamne, eu acum m-am trezit, Constantin Brâncoveanu, că la mine au fost niște oameni cum au fost. Nu, mândru de rădăcina sa basarabă, de rădăcina sa cantacuzină, toate rădăcinile astea brâncoveanească, erau mult. Deci, asta, lecția ar însemna așa, să fim atenți, de unde ne tragem, să realizăm care sunt valorile, să ne înscriem odată în aprecierea lor, în cunoașterea lor, urmă, să dorim să le continuăm cât putem și cât nu putem, să încurajăm pe cei care poate să conducă la nivelul practic și credința, cred eu că poate să înflorească și să rodească numai pe un pământ bun. Și nu vreau să dezvolt aici lucrurile, că însă și noi și în biserică trebuie să ne vedem slăbiciunile. Asta ne cere Hristos. Nu atât o conștiință a păcatului care să ne strivească, cum era mulți, ci o conștiință a omului care are păcate și care vrea să le îndrepte și greșeli, să învețe, să cunoască. La cunoașterea de Dumnezeu suntem chemați și la cunoașterea lumii nu suntem chemați numai să stăm cu capul în pământ. Și ăsta era un bărbat puternic, era Brâncoveanu. De desubt spune poetul că avea și haină monahală, deci că se ruga, stătea în chilia lui, se ruga, mergea la călugări, avea discuții excepționale cu mitropolitul, cum avea și Șerban înainte. Deci era antimilian. Și totuși n-au fost înțelegere. Și aici au fost probleme. Lucrurile nu erau așa. Deci asta e lecția. Să ne cunoaștem rădăcinile, să știm care sunt valorile și valorile acelea să le conducem mai departe. Nu, și să nu risipim. Nu să ni se ceară la, cred că la 99,9% acum să ne repădăm de credință, că dacă nu ni se taie capul sau cine știe ce ni se face. E mult mai subtil.
Ni se cere să ne lepădăm de credință în mod subtil, încât noi să credem că suntem în credință și de fapt să fim complet alături. Mă uit la mine, nu? Și zic, Doamne, la ce fac eu nu ține de credință. Eu cu conștiința că e o mică, să zic, merit și o mică chestie pentru că sunt ostenit, că nu știu ce. Pe de altă parte, orice creștin morocănos, rigid, nu e creștin. Cuvântul de ordin al Dumnezeu după ce a înviat al lui Hristos a fost bucurație. Pentru primele veacuri, în tristețe, am un păcat dintre cele 8 păcate capitale. A dispărut între ei. Cum? Dacă ai pe Hristos cum și binele în spate și știi care e binele, cum să umpli lumea de tristarea ta și încrâncenarea ta? Marii luptători, uitați-vă la chipurile astea. Sunt chipuri de oameni încruntați. Uitați-vă la Părintele Macari. Uitați-vă la ceași la Părintele Teofilă. Astea sunt chipuri de oameni care creștinismul e ceva așa, învârtoșat, pentru oameni din ăștia încuiați. Nu, oameni, zice, nu vă temeți, nu? Că vorbea și de curaj și în titlul conferinței, nu vă temeți, nu vă temeți, al cuvântul lui Hristos. Deci eu cred în acei care sunt și foarte riguroși, foarte clar în credința lor, la aceeași timp și foarte generoși și asta e, trebuie să ai, când te întâlnești cu oameni așa, să simți că ți se aprinde bucuria și curajul. Și zici, Doamne, și curajul, până la urmă, vine din faptul că poți comunica cu cineva, că cineva îți ajunge, omul e foarte delicat, îi ajunge foarte puțin ca să se prăbușească și foarte puțin să se ridice. Mă întâlnesc câteodată cu așa, poate nu-l cunoști, un zâmbet sau o privire, mă schimbă, mă bine dispune, îmi dă altă poftă de viață, de a lucra și un cuvânt scăpat de cineva, poate nici n-a vrut, din contră, mă pune la pământ pentru un timp și să fim purtători de bucurie. E nu ușor, pentru uneori suntem noi foarte încrânceni, suntem amici. Spuneți mai multe. M-a ascultat și apreciez foarte mult. Mulțumesc. Pot să salut? Da, bine. Se aude mai bine. Da. Apreciez foarte mult ce te-a spus dumneavoastră și puterea a spus. Acum, ce concluzie trage? Bine. Noi nu trebuie să ne simțim neapărat că aparțim neapărat unei familii puternice, eu știu din ce ne tragem. Este adevărat că nu s-au aparținut, dar nu este vorba de noi, oameni obișnuiți. Noi trebuie să purtăm, să avem credința puternică, să fim oameni, dacă avem o credință puternică, credem deci în Iisus Hristos, credem în Dumnezeu și chiar în toți sfinții. De toate că România, martirajul, a atins cote maxime, am putea spune, nu? Și în alte țări, dar aici noi vorbim de țara noastră, chiar și la ruși, în sfârșit. Deci, noi trebuie să avem prin comportament să dovedim, prin atitudine. Că să știți sincer, am auzit foarte mulți oameni, e pe cale, pe cale, calea luminii. Și realitatea, vă spun sincer, prin atitudine, nu corespundeau, sincer, prin felul lor de comportament, probabil, să facă o critică, e o constatare tristă uneori, pentru că ți se spune că e pe calea, am citit o bibliotecă, dar ce ajută să citești atâta material, știu eu, teologic, istoric, dacă tu ca individ nu ai o conștiință, nu ai, nu-și cunoști rădăcinile divine, fapt, noi suntem divini, nu? Avem această întâie, noi divină, avem lumina, dar realitatea că suntem acoperiți, avem niște straturi așa foarte fine, alții mai multe, alții mai puțin, pentru că le creăm noi, societatea, oamenii, de fapt, noi, prin felul nostru de a fi, de a gândi, de a acționa, și de a face niște aprecieri, indiferent de ce culoare am fi în societate, când ne încărcăm așa cu niște energii foarte nepotrivite, negative, dacă ar fi oameni cu adevărat,
pozitiv și am respectat atât trebuie să facem. Asta este părerea mea și eu am fost în Câmpul Muncii, mai fac și altele. Și, de fapt, îmi spune cineva ce să faci. Păi, de ce îmi spune, te respectă sau uite, mă rog, poate și arată așa bunăvoință față de tine și nu am făcut nimic special, decât îl respect. Deci, noi trebuie să ne respectăm, pentru că toți avem calități de la Creator, este în ființe divine și avem o structură perfectă. Tot ce se vede, se vede. Dar să știți că mesajul cu care nu se văd, dar există noi. Și există și prejurul nostru, aure și așa mai departe. Asta să știți că nu vreau să fac aici, știu ce poate fi puțin în multe cu religia. Da, este sigur că da, cum să văd, dar este și spiritualitatea care este esența, are ceva acolo care noi nu prea știm, nu cunoaștem, dar să știți, suntem perfecți. Asta e realitatea și trebuie să avem voința să luptăm pentru a ține în acel standard sus, adică sămânța noastră divină, ființe divine, perfecte, da? Noi trebuie să avem voința să depășim acel rău și acele energii sau indiferent ce face cineva, să fim mai îngăduitori, mai înțelepți și prin felul nostru de a fi, probabil s-ar putea să-ți urmezi un exemplu, să nu știu, dacă ar fi așa fiecare din aproape în aproape, ar fi foarte bine. Deci e atitudinea noastră și ideea că suntem totuși creații divine. Asta cred, să ne comportăm corespunzător, să fim oameni compasivi, să iubim de aproapele, să întindem o mână când are nevoie și așa avem lumina în noi. Când este dată de sus. Un cuvânt de încheiere. Exact. Părinte, vreau să spun. Dumneavoastră, tuturor. Da, vă rog. Din punctul meu de vedere, Constantin Brâncoveanu, atât de mult l-a iubit pe Dumnezeu, de a putut el să stea să asiste, cum că iau capetele copiilor lui. E ceva ce nu, abia la una, abia la al doilea. N-a cedat. N-a cedat. Iar la un risc copii în față, cine poate să facă de Dumnezeu? Cineva care, într-adevăr, îl iubește pe Dumnezeu în care. Dați încă un lucru bun pe care îl putem reține și învăța, a nu ceda. Un cuvânt de încheiere și mai închei cu o poezie epitaf și apoi ne despărțim. Un cuvânt de încheiere. Ce vreți dumneavoastră? Păi de ce să facem încheierea? E necuvântare din sală. Ce o pauză? Mă întrerupe. Da, nu știu, vă mulțumesc și vă îmbrățișez pe toți voi, că sunteți niște oameni foarte bine, așa. Eu n-am, nu știu, am fost puțin cam desemnat să mă iertați așa și până la urmă, dar... Mi-ați fost mult. E bine că sunteți împreună și că sunteți interesați așa de... Da. Mai veniți? Nu. Am o carte, dar nu știu cum să o dau. Asta e pentru cine e cel mai tânăr. Da, bine. Nu, am una pentru tineret cu vezelul. Avem o tânăr aici. Oricum, ce vă sfătuiesc, să luați cartea asta și să citiți Sinele, pentru că un mare poet și care pe măsura acestei... Nici nu știi cum să-i spui, totul e atât de... Și citiți și cartea aceea, care vă spun, ultimul Constantin. De ce? Pentru că înțelegeți altfel, știți? Când intrați în poveste. Așa spune, m-a murit și asta e cutremurător, cum spune și... Nu ne vedem, în fine, și a fost și momentul acela, să zicem, povestit de străini, nu de noi. Toți au fost cutremurați, toate... Erau toți ambasadorii, mari ambasadori Europei, erau chemați acolo și au asistat la mizeria asta. Vedeți astăzi cât produce pe internet chestia fost la care le taie capul la săraci ăștia prizonierii. Dar știți că cel mic, e frumos că, de exemplu,
peste tot Ioan Alexandru vorbește de pruncuții. Pruncuții ăștia aveau unul 32 de ani, 20 și mai erau bătați și toată firea. Mai ăsta micul era de 12 ani, parcă, sau tot. Și ăsta a spus, tată, sau 10, cât am. Deci, tată, eu nu vreau să mor. Deci ce faci când un copilaș și spune că nu vrea să moară? Acolo începe și vine cu uimtarea lui, cu adevărat, de împărat creștin mare. Deci aici punem acum rând, toți împărații, putem să-l punem cu Iustinian, cu cine vreți, cu Constantin, cu toți. E în alt fel, poate mai dramatic, așa ca mărturisire, dar este de acolo, de acolo. Da. Deci, nu știu, să fim bruncoveni, să fim bruncoveni, să avem vulturul, zice, acum și noi suntem vulturești, după duh vulturesc, zice Ioan Alexandru. Ce înseamnă asta? Să ai ochi, să vezi peste tot, să iei prada cea bună care se cuvine să o iei. Întrebul acesta e... Care vreți să o citiți? Noi eu aș fi citit una lungă. A, nu. Asta am zis... Care vreți? Era una cu schid brâncovenesc, sunt două, și am două sunt frumoase, unde schid brâncovenesc. Sunt două și astea mi-aduc aminte, nu, dar cele lungi sunt, dar asta țineam o oră și citeam lumea asta și eram foarte bine cu atenție. O să se găsească, bănuiesc, e făcută la Reza, cred că de-abia a apărut, o să se găsească. Și da, ți-o cartă, o să... Asta? Asta e una. Și care e foarte frumoasă și una care e dedicată lui Paul Gerasim, a trebuit să-l chemască bătrânul ăsta extraordinar. Într-o seară aici, mergem Călucior acum, dar cum stă la o stație de metrou de aici, cred că cu o mașină nu ar refuza să vină. Asta e prima așa de... Schid Brâncovenesc se cheamă. Schitul, vedeți, schitul e altceva decât mănăstirea. La noi există mănăstire, chiar și cele mari sunt mici. Am fost acum în Franța, tot și bisericile de astea sunt imense. Aici și bisericile voivodale sunt relativ mici. Iar schitul e mai retras, știți? Când a devenit mănăstire, deja zice, împrejmuit de roiuri și fântâni, stă schitul picurat într-o poiană. Un glas de maică tremură în turn, când steaua în cer lovește în aramă. Steaua lovește clopotul. Icoanele sunt coapte pe iconostase. Asta înseamnă, păi, când imaginea, icoane coapte. Coapte, sunt coapte pe iconostase. Faguri greoi și galbeni se înfioară, când în genunchi călugări cârpesc o brumă lină de lumini spre seară. Să cărpești o brumă de lumini, lumină lină, lină, lumină, să are poezia asta, Ioan Alexandru, lumină lină, excepțională. Lumină lină, lină, lumină, să ai cu odrimar de crin, răsai și la mine, lumină, se lină, e foarte frumos, să lină, e bucurie, primă. Trebuie să vorbim o dată numai despre... Ferestre înguste, abia de strecor, lumini de ce vin mai de departe și firea lor e ruptă de pământ și încerc să lumineze după moarte. Deci, ferestrele înguste, așa sunt bisericile vechi. Ferestre înguste, aproape și nu mai mucure de luminare și vine lumina de departe, nu? Că ce înseamnă lumina neapropiată? Ce frumos e inul ăsta care știți cu tău? Lumină lina Sfintei Slave, asta e lumina ce se cheamă teologic neapropiat. E lumina care ferestrele înguste abia de strecor, lumine ce vin mai de departe și firea lor e ruptă de pământ. E lumină cerească și încerc să lumineze după moarte. Și după moarte, asta e, zice că viața lui Brâncoveanu, asta e gândirea creștină, viața lui Brâncoveanu începe după ce a murit. Până atunci a fost și atunci, dar viața cu adevărat, acum te spun. Și după 8 ani scria Schid Brâncovenesc. Astea sunt delicate, așa, că zice, întocmai zvâcne trebuie cuprins și zăvorât lăuntric și în afară, înainte focul de a se fi răcit,
să-i jupoi suflarea de pe nară, astfel îmblaști din spânzură pe stânci capcanele acestea peste clipă și sângeră prin strântele ferești, cum s-a zbătut lumina din aripă, cum s-a zbătut lumina din aripă. Și se vor râd lăuntric și în afară. Vă spun și eu când ascult, în general, poeziile, când le citesc actorii, nu prea sunt, rar sunt actori buni, dar tot trebuie ascultate, citite de autori. Există, din fericire, pentru unii poeți, e interesant să ascultați. Nu știu, am avut pe discuri mari, nu știu dacă veniți, pe Blana. Pe Bota. Pe Bota. Pe Alexandru are și el înregistrări. Da, dar vreau să zic de autor. S-a auzit glasul scriitorului care i-ai citit de la școală, nu știu ce, și că să vezi cum își citesc ei. Să vezi cu totul deosebit când citesc autorii sau cum, autorii sau cum citesc și eu, sunt un pic de actor, din fericire, nu sunt prea mare, prea mult de actor, știți? Și pe urmă să ți-o citesc singur. Stai și ți-o citesc, că atunci așa citești, a doua oară. Poezia este pentru... Și să o citești, pe urmă, sigur, iubite sau... iubite. Nu, foarte puțin, dacă vă uitați în librării, raturile cu poezie sunt foarte... de-abia le găsești. Bun, afară de mari clasii, să zicem, mai noștri, citiți Rilke. Rilke este ceva... Și creștini, și creștini, mai ales pe Iulian. Haideți, vă rog, mai citiți-vă, citiți-ne astea două, sunt scurte și grafe. Care două? Vencovianu și Epitaful, e foarte frumos. Epitaful ca un epilog. Pomul vieții păzit de flăcări vărătoare, nu poți pătrunde, n-ai trecut prin scrum. Plecați de ruguri zvârliți de vin cuptoare, își tai într-acolo pe sângele lor drum. Sfârtecați de fiare la circuri și ospețe, zdrobiți ca grâu sub pietre de mori, n-au fost pe lume de ajuns piețe să fie defăimați de culitori. Cu patru prunci în zor de sărbătoare, desculți păsește prin coveanul sfânt, ascultiți sabie scânteitoare, dovală în țară celălalt pământ. Asta iarăși că spuneam, l-a luat în Vinerea Mare și moare de Sfântă Mărie. Sunt lucruri în fine. Eu cred că se pare că nu le-au gândit turcii cumva, a fost de la Dumnezeu. Epitaful este și pânza aceea este și epitaful. Brâncoveanu doarme în București, cu pruncuții săi lângă soție, două veacuri bune au trecut și țărâna singură îl știe. N-au lăsat pe piatra de mormânt nicio urmă care să-i trezească, să nu-i strige nimeni din pământ, să nu-i strige furii, să-l civădească. Numai candela deasupra lor, sâmburul de sânge și lumină, e însemnat în coastă prin ulcior, cu sămânța noastră, Constantina. E, apropo de, bine că mi-ai dat asta, apropo de ce spuneați, care ar fi cuvântul ultim? Că avem sămânță Constantina. El, până atunci, era de... se revendica și era de, cum să zic eu, de sorginte pasarale. Și deodată avem o sămânță Constantin, adică e sămânță de sfânt, înțelegi? Asta e sămânța noastră. Noi trebuie să candelea pururea la noi, candelele pururea la noi, mai presus de vremuri spânzurate, căci în loc de aur și oloi, beau din jertfă în eternitate. Deci aurul și uleiul sfânt, dar când se sunt... bine, asta e o vorbire întreagă de făcut despre jertfă la noi, jertfa ca dar și jertfa ca jertfă întemeitoare. Este un neam, un țară, o patrie, trebuie continuă reîntemeiată. Nu pot să zic că a fost întemeiată. Dacă nu se reîntemeiază mereu, se pierde. Sunt atâtea lucruri care s-au pierdut. Sau pierzi identitatea. E o problemă de identitate foarte mare. Mai avem identitate sau nu? Dincolo de ce spunem. Eu pot să spun sunt român.
Au și în biserică, sunt ortodox. Când zice că e ortodox și te uiți cu ce se înfățișează, el vezi cu lucruri slabe. Ortodoxia a fost o dată foarte puternică, biserica. Adică a venit cu lucruri. Cântările noastre sunt extraordinare. Când te duci și vezi la ăștia protestanți, niște cântecele, așa, nu? Dacă însă apărătoare, Doamne, pe ce puternică. Sunt cuvinte care în cinci propoziții, e o teologie care poți să o faci în un volum foarte gros și nu e prinses. Cuvine se cu adevărat și toate inele noastre sunt o forță extraordinară. Sigur, domnul astea a Domnului, fricea se pierde, dulceagă, e sentimental. Au și ele, poate, rostul lor și au avut rostul lor când a fost nesimț, dar trebuie văzut acest dumneavoastră puternic. Vă uitați la icoane. Pe una sunt icoanele noastre vechi, și altele sunt icoanele astea care seamănă cu orice fetiș ca numai ca Domnului, Doamne, iartă-mă. E vorba că în spate trebuie să știi când vreau ce jucătorie. Este un portret din lumea asta sau este un om care a trecut în cea lume, în lumea? Nu? Sigur că sunt și icoane vii. Și astea sunt. Astea uitați-vă, din păcate ele le vede mai mult preotul. Domnul Costi, am ținut așa. Trebuie să veniți odată să ne vorbiți despre poezie. Poezia creștină. Odată despre icoană și odată despre părinții duhovnicești pe care i-ați cunoscut. Până atunci, la bună vedere, Doamne ajută! Mulțumim din suflet! Să facem rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne ajută, mulțumim, numai bine.